Nicu, vă salută din nou. Suntem aproape de jumătatea lunii martie. În sfârșit, azi am reușit să îmi fac și o timp, pentru că am avut foarte multă treabă în gospodărie. Ei, de exemplu, acolo în față avem un butuc Nero, are 5 ani, l-am plantat în urmă cu 5 ani. S-a dezvoltat foarte bine, a început să facă rod din anul 3. Prima oară să vă spun puțină teorie, sper să nu uit nimic. După care practică, da? O să îmbin acest clip, o să fie și teorie și practică. În acest clip o să vorbesc strict despre cum se taie vița de vie în uscat. Pentru cei care nu știu ce înseamnă a tăia vița de vie în uscat. Bineînțeles că vița de vie în uscat se taie când este în repaus vegetativ, da? Mai departe, acum o să vorbesc foarte rapid despre cele trei tăieri. Din prima oară este tăierea de formare, da? Când se face tăierea de formare? Bineînțeles că tăierea de formare se face în primii 3-4 ani de viață a viței de vie, da? Până o formăm, până formăm corzile principale și așa mai departe. Deci tăierea de formare este esențială în primii 3-4 ani de viață. Depinde acum de soiul respectiv și de vigoarea butucului. Ați văzut, nu vreau acum să intru în detalii, sunt foarte multe sisteme de tăiere, de conducere a vie, da? Sistemul Guyot, cazevane, deci foarte, foarte multe sisteme de tăiere și de conducere a viței de vie. Depinde acum de fiecare cum vreți să faceți, dacă vreți pe șpalier, da? Să aveți via la șpalier, boltă, sunt deci N metode de a forma vița de vie. A doua tăiere care are un rol foarte important, este esențial, este tăierea de rodire. Da? Tăierea de rodire din ce motiv se face? Bineînțeles că se face pentru a rodi cât mai bine butucul respectiv, da? Pentru a ne oferi rod bogat și în primul rând sănătos. Și a treia categorie este tăierea de regenerare. Dacă butucul nu mai dă rezultate și nu mai oferă rod, cum oferea pe timpuri, este și normal, da? Pentru că butucul săracul după 10 de ani este epuizat ca și un pom fructifer și din acest motiv trebuie regenerat. Așa, deci vița de vie este formată din butuc în primul rând, da? Deci butucul este acea tulpină, poate să fie o tulpină mai joasă, o tulpină medie sau o tulpină foarte înaltă, depinde acum fiecare cum vrea să formeze vița de vie, soiul respectiv și așa mai departe. Cum rodește vița de vie? Păi este foarte simplu. Coarda de un an rodește întotdeauna pe lemn de 2 ani, da? Deci lemnul de 2 ani. Acum, după ce o să vă spun așa o puțină teorie, o să trecem și la fapte, da? Și la practică să vă arăt exact la fața locului cum stă treaba și care sunt toate astea. Ce o să vi le spun acum în acest clip la început. Deci, coarda de un an este coarda care crește într-un an și care o păstrăm pentru a ne da anul ăsta rod. Întotdeauna crește pe lemn de 2 ani. Deci așa rodește vița de vie. Indiferent că vorbim de viță de soi de masă sau soi pentru vin, vița de vie rodește pe coardă de un an. Cei care sunt la început poate cu siguranță se întreabă cum deosebim și cum ne dăm seama care este coarda de un an. Păi coarda de un an este foarte simplu de depistat, da? Și de aflat, ca să-i spun așa. Este o coardă vie. Îți dai seama imediat că este o coardă vie. Este de culoare cafenie, depinde acum, poate să fie și maronie, depinde de soiul respectiv. Evident că pe coarda de un an o să vedem acei ochi de iarnă, așa se numesc. Ce sunt ochii de iarnă pentru cei care nu știu? Ochii de iarnă sunt acele căpușe, da? Care sunt mult mai vizibile și din acele căpușe o să se formeze rod. Acum să vorbim puțin și despre scoarța viței de vie. Bineînțeles că pe coarda de un an, fiind foarte tânără, scoarța este foarte fină, da? Deci nu se exfoliază. Ca de exemplu pe tulpină sau pe creștere multianuale, da? Deci pur și simplu acea unde sunt creștere multianuale, evident că scoarța este mult mai aspră, se exfoliază foarte rapid. Mulți poate se întreabă ce este acela un cep și de unde rezultă cepul. Păi bineînțeles că cepul rezultă de la tăierea coardei de un an. Se poate tăia la un ochi, la doi, la trei, depinde acum de fiecare. Eu, în general, tai la trei ochi. Încă o informație foarte importantă pe care nu pot să o omit. Foarte mulți oameni am văzut că fac această greșeală în momentul când taie deasupra unui ochi de iarnă, unui mugure de rod, pur și simplu taie la un milimetru, doi mai sus. Și o să vă treziți că vița de vie începe să lăcrimeze, da? Să plângă, așa se spune în termeni populari, vița de vie începe să plângă și bineînțeles că ea poate plânge o zi, două până se deshidratează, da? În momentul când vrem să ne apucăm de toaleta, de curățat vița de vie primăvara,
Bineînțeles că trebuie să avem o foarfecă bună. Dacă nu aveți o foarfecă bună, măcar să ascuțiți lama. Evident, trebuie ca să o dezinfectați de la un butuc la altul, pentru că poate să aibă anumite boli, da? Și examinăm butucul, da, la fața locului și vedem. Trebuie în primul rând ca să îndepărtăm toate uscăturile, toate cioturile din anii anteriori, de anul trecut. Trebuie să eliminăm toți acei cărcei, da, care se prind de sârmă. Trebuie ca să eliminăm corzile purtătoare de rod de anul trecut. Ne dăm seama, e foarte rapid, sunt mult mai uscate, de fapt nu mai au sevă. După ce curățăm, tăiem fiecare butuc în parte, următoarea operațiune este să întindem sârmele. Ne uităm dacă sârma este mai slăbită, da? Trebuie să o întindem. Sunt întinzătoare speciale, mai ieftine, mai scumpe, fiecare cu mare posibilitate să cumpere. Întindem foarte bine sârma pentru a sta vis-a-vis, de fapt, corzile cât mai întinse. Da? Sârmele esențiale sunt trei la număr, da? Sârma de jos, sârma de la mijloc și sârma de sus. Deci nu există să punem, să legăm acele cordițe pe sârma numărul 2 sau sârma numărul 3, nu. Deci în primul rând, prima bază este să punem pe sârma numărul 1, da? De sârma de jos. A doua sârmă este pentru lăstar, când vor evolua lăstari în vegetație, și a treia sârmă tot pentru lăstar. Deci până la a treia sârmă noi avem voie să mergem cu lăstare. Și vreau să mai vorbim puțin și despre lemnul multianual. Ce este lemnul multianual? Păi bineînțeles că lemnul multianual este lemnul crescut în mai mulți ani, da? Care se exfoliază foarte rapid, scoarța de fapt se exfoliază. Și vreau să vă spun că lemnul multianual niciodată nu o să mai crească în lungime, o să crească în diametru. Deci el se îngroașă, ați văzut că sunt foarte mulți putuci care sunt groși și cât mâna, poate și mai groși. Deci el este lemnul multianual care el se dezvoltă în următorii ani numai în diametru, deci niciodată în lungime. Ok, gata cu teoria, pentru că teoria este teorie. Acum o să vin aici lângă acest butuc și o să trecem la proba practică, cea mai importantă. După cum bine știți, o cunoașteți foarte mulți dintre voi, această foarfecă este o foarfecă ieftină, dar am ascuțit-o, mi-am făcut treaba exemplar și la pomii fructiferi și la vița de vie și la trandafiri, este o foarfecă de nota 20. Aici avem un butuc, nu a crescut el foarte înalt, da? Un butuc, asta este de tulpina principală și aici avem două cordoane, două semitulpini, da? Deci tulpina de tulpina din partea stângă și tulpina din partea dreaptă. Aici bineînțeles că o să elimin asta pentru că vreau să am două cordoane. Hei, v-am spus care sunt ochii de iarnă, da? Ochii de iarnă aceștia sunt. Deci aici am făcut o tăiere la cep anul trecut. Asta este coardă, vedeți? Este mult mai groasă. Asta este coardă lemn de 2 ani. Și pe lemn de 2 ani a crescut, bineînțeles, coardă de 1 an. Deci coardă de 1 an crește întotdeauna pe lemn de 2 ani. Se observă, lemnul de 2 ani este mai gros, se exfoliază. Și de unde am tăiat anul trecut? Aici am avut o nouă coardă de rod, am tăiat la cep, da? Se poate observa, și din acest lemn de 2 ani a avansat, s-a format o coardă de 1 an. Coarda de 1 an este vie, da? Se observă, are culoarea cafenie, maronie, depinde acum de vigoarea butucului și de soiul respectiv. În general, ochii de iarnă sunt, să zic, la 6-7 cm. Deci ca distanță, da? Deci ăștia sunt ochii de iarnă. De exemplu, aici avem un ochi, 2, 3, 4, 5, 6, pe coardă avem foarte mulți, în jur de 15 ochi. Ăsta este nodul și aici avem internodul, da? Dacă noi tăiem de aici, de undeva de la jumătate între cele două ochiuri de iarnă, bineînțeles că vița de vie o să plângă, se deshidratează și poate să se usuce și acest nod de rod foarte ușor. Deci de asta e bine să tăiem de aici, pentru că aici este ca o suprafață, ca o barieră, da? Ca să-i spun așa, și în primul rând nu mai permite viței de vie ca să plângă, se cicatrizează foarte rapid și este ca un scut pentru anumite boli, da? Anumiți dăunători. Deci întotdeauna tăiați de la nod. Deci asta este coarda de un an care va fi purtătoare de rod. Deci aceste cordițe au făcut rod anul trecut. Bineînțeles că ele sunt epuizate, ca și la mure, ca și la smeură, da? Mulți dintre voi știu.
Mai departe, după ce eliminăm acele cortițe, ca să ne facem loc să fie butucul mult mai iluminat, mult mai aerisit, acum o să trecem la altă operațiune, cea de tăiere la cep. O să vedeți ce las, cum o să formez de fapt butucul, da? Pe acea sârmă. Îndepărtăm cărceii, toate resturile, toate cioturile. Astea sunt, sper să se vadă, astea sunt cortițele care au fructificat anul trecut. Îndepărțăm la inel toate cioturile, să fie totul curat, da? Ok, și acum să vedem ce lăsăm. Deci astea sunt cortițe de un an care vor produce rod în acest an. Și lăsăm așa, 1, 2, 3, da? 1, 2, 3. Tăiem la cep. Aici, 1, 2, 3. Deci să le lăsăm, o să fructifice și o să ne dea rod în acest an. Deci, 1, 2, 3. Tăiem deasupra nodului, aici tot la fel. Asta eliminăm. Pentru că aici am 3, o să las doar 2 de sârmă și asta o să eliminăm definitiv. Ok, aici avem tot așa o cordiță de aici de un an și o să lăsăm 1, 2, 3. Deci tăierea întotdeauna se face drept, la cep, nu oblic, ca la pomi fructiferi. Aici avem 1, 2, asta este coartă de 2 ani care a produs anul trecut, o tăiem. Și am terminat cu partea asta. Acum noi vrem să lăsăm deci, coardă de anul trecut, cărcel, deci curățăm fiecare rest care a rămas de anul trecut, din anii trecuți, să ne fie mult mai ușor. Butucul trebuie să fie întotdeauna curat. Deci, pe sârma, pe prima sârmă o să, foarte ușor, da, pentru că ea se mulează, să nu se rupă și o să lăsăm întotdeauna un cordon cu cepi, da? Pentru a fructifica în acest an. Ăsta. Eliminăm și aici avem 1, 2, 3. Tăiem. Ăsta e de anul trecut, îl tăiem. Asta e coarda de anul trecut, de anul ăsta, lăsăm. Deci noi așa trebuie să legăm. Și în viitor de aici o să crească lăstari sus, pe a doua sârmă, a treia sârmă. Deci aici avem 1, 2, 3. Și aici avem 1, 2, 3. În partea asta am terminat. Am terminat cu cordonul din partea stângă, acum o să trec ăsta din partea dreaptă și o să vedeți exact ce tai, ce las pentru a fructifica în acest an. Deci asta o pun tot așa, da? Să stea pe sârma numărul 1, sârma de jos. Okay. Deci, aici a crescut anul trecut. A făcut rod, asta este coarda de anul trecut. Ui, tăiem. Cep. Aici avem 3 cordițe care o să facă rod în acest an. O să lăsăm doar 2, o să las dintre ele. Și 1, 2, 3. Deasupra tăiem, da? Deci 1, 2, 3, deasupra tăiem. Am terminat. Acum urmează să leg. Așa o să vină și am terminat și cu acest butuc. Când o să pornească vița de vegetație, bineînțeles că lăstarii tineri o să crească în sus. Atunci leg de sârma numărul 2, sârma numărul 3 și cam asta e tot. După ce am finalizat de toaletat butucul, următorul pas este să legăm acele două cordoane de sârma, de prima sârmă, da? Deci nu de a doua, nici de a treia.
O să folosim niște sfoară de iută. E foarte bună. Îl modelăm așa ușor ca să nu se rupă. Prima oară legăm aici. Foarte, foarte ușor. Ca să dăm forma, dar să o conducem unde dorim noi. Nu strângeți foarte tare ca să nu aibă de suferit coarda. Și cam asta este tot. Așa arată și butucul nostru. Da, format dintr-o tulpină, evident, și două cordoane, două semitulpini, în dreapta și în stânga. Am tăiat la cep, da? Și am lăsat de fapt așa. Încep 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci de aici o să-mi fructifice, o să facă rod în acest an.